Să faci afaceri în Moldova este uneori dificil, mai ales atunci când deții unica păstrăvărie amplasată în punctul extrem de nord a țării. Povestea urma să fie una frumoasă, doar că criza economică și energetică a cam dat planurile peste cap. Pensiunea lui Dumitru Bârlădean din satul Naslavcea, raionul Locniță, a atras mii de clienți dornici de a se odihni în sânul naturii. Totuși, în acest an, afacerea sa a avut mai mult de pierdut decât de câștigat. Noi am început afacerea asta, știți, ca în povestea ciorbă din topor, știți cum. S-a început cu un iezășor, pe urmă s-a făcut a doilea, pe urmă iezășor s-a făcut în bazin, pe urmă a treilea bazin. Am crescut o cantitate de pește. Ne-am gândit și să facem cu dânsul. Adică asta este o... Iarăși, entuziasm și energie personală. Dacă guvernul oferă compensații pentru consumatorii casnici, atunci agenții economici sunt nevoiți să se descurce cum pot. Dumitru și-a instalat mai multe panouri fotovoltaice, doar că acestea nu sunt suficiente. Ultima factură a fost aproape de 58.000 de lei. Comparativ cu anul trecut, 21.000. Asta pe noi ne-a pus la încercare ca să ne gândim să lărgim parcul nostru fotovoltaic pentru consumul intern. Dar iarăși asta necesită timp și evident și surse financiare. Suntem nevoiți uneori să oprim lucru, să trimitem oamenii acasă, să așteptăm perioada când oamenii primesc salarii. Cine a vizitat măcar o dată păstrăvăria din Naslavcea știe că ultimii 3 kilometri sunt o pantă abruptă pe un drum de țară care trece printr-o carieră de piatră. În acest an, Dumitru a reușit să repare o parte a drumului pentru ca turiștii să ajungă mai ușor la pensiune. Anul ăsta a fost mai puțin turiști ca anul trecut. Asta e legat cu creșterea prețului la carburanți, pentru că se vede la Chișinău pe la noi puțin costă. Totodată, iarăși, oameni mai mult au început să economisească, să strângă bani pentru consum propriu, adică pentru achiterile facturilor și produsele alimentare. Departe de aglomerația de oraș, situată pe dealuri pitorești, pensiunea din Naslavcea este locul perfect pentru odihnă împreună cu familia sau prietenii. Odăile sunt amenajate în stil tradițional moldovenesc și ucrainean și nu poartă numere, ci nume. La mama, la tata, la bunica sau bunelul. Iar bucătăria de aici este una deosebită, specialitatea casei fiind peștele de munte. Noi creștem peștele cu nutrețuri 100% naturale care noi le importăm din Olanda. Totodată apa pe care noi o folosim, ea este tot curățită în mod natural, cu bacterii speciale, adică tot se face în mod natural. Grație fondurilor europene, afacerea lui Dumitru Bârlădeanu a reușit să se dezvolte și să reziste în vreme de criză. Un suport foarte considerabil a fost pentru procurarea utilajului pentru bucătărie. Noi am procurat un cuptor pe abări. Totodată am avut un grant pentru amenajarea locului pentru camping. Am avut un grant pentru panouri solare. Cu USAID asta a fost unul din primii proiecte de panouri fotovoltaice. Tot e un suport foarte mare care noi îl simțim acum, când electricitatea costă aproape de 6 lei. Dacă vara oamenii se bucură de verdeață și bazin, iarna sauna și ceaunul cu apă caldă și uleiuri esențiale sunt cele mai solicitate. E bun, eu spun că încă e prea bun, că asta e rău, că trebuie devenit mai des. Dar e mai cheltuială, mai așa, dar e prea bine. Atmosfera și pește păstrăvu și prirodă, natură, la aer liber, este și în parilcă, apoi în apă răci și apoi la apă caldă, e contrastul ăsta, e foarte bine. Milan, îți place? Da, foarte mult. Foarte bine. Mi-a plăcut din mai multe puncte de vedere. Parul, localul și faptul, eu repet încă o dată, faptul de
că vii aici, că vii, e frumos înconjurătura, piatra, pomii, știi, dă o plăcere de viață. Și plus la asta eu prima dată văd la noi în Moldova așa ceva, pești ăștia, forele, cum prietenul spune, forel. E o plăcere. Foarte bine, nu sunt de multe ori, dar de fiecare dată sunt impresionată. E bine că copiii ăștia prind imunitet. Am venit numai pentru ca să ne paruiem, să ne odihnim cu familiile. Deși nu îi este ușor, nu renunță la vise. La anul, antreprenorul vrea să-și extindă afacerea. Noi planificăm pentru luna mai să deschidem fast food bucătărie, unde să fie mai multe grilluri, unde să pregătim mâncare fast food, unde burgeri cu tot din produsele care noi le producem și alte bucate ce ține de capitolul fast food. Plus la asta aici tot amenajăm o terasă cu câteva măsuțe. Totodată vara deschidem iazul care acum e în construcție pentru pescuit. Ferma de la Naslavce a fost deschisă acum 6 ani. Păstrăvăria produce anual de la 10 până la 15 tone de pește.